Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Pești. Haideți să facem etalarea pentru luna noiembrie, să vedem ce vă așteaptă în această lună în dragoste, carieră și sănătate. Evenimente importante. Haideți să vedem. Pești, luna noiembrie 2020. Ce vă așteaptă pe cei din Zodia Pești în luna noiembrie 2020? Pești, luna noiembrie 2020. Haideți să vedem. Vă duceți încet către o persoană cu care vă doriți un nou început în dragoste, după ce ați avut parte de o vindecare, din câte văd, într-o luptă de orgolii, ca să spun așa, cu o persoană pe care nu mai vreți și ați încercat să faceți un compromis cu această persoană, o familie cu această persoană, sau a fost doar o colaborare din punct de vedere financiar. Haideți să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Pești în luna noiembrie 2020. Evenimente importante. Evenimente importante pentru cei din Zodia Pești, luna noiembrie 2020. Vreți să vă cereți scuze de la cineva, poate din Zodia Leu? Sau să primiți scuze. Ok. Vești. Vreți să trimiteți vești. Să vă cereți scuze cuiva. Deci incredibil au căsat aceleași cărți. Patul de săbii, cavalerul de bute, asul de cupe, cavalerul de monede, vă scuzați, și fraierul. Și judecata. Incredibil. Deci, sunt clar. Este o etalare foarte clară în care voi terminați o situație, o relație cu cineva pe care nu vi-l mai doriți. Poate fi cineva din Taur, Fecioară, Capricorn. Vă duceți cu dragoste și cu dorință, luați viceversa dacă rezonează pentru persoana voastră la care vă gândiți, vă duceți cu dragoste, cu dorința de un nou început și o împăcare cu cineva din trecutul vostru, o persoană care a investit în relația asta foarte mult și nu a primit nimic în schimb. Vreți pur și simplu să mergeți, faceți un drum către această persoană pentru a fi din nou împreună. Și o să facem și clarificarea. Ok. Haideți să vedem. Avem aici... Exact. Mulți dintre voi părăsiți o fecioară sau tot o zodie de apă ca și voi, rac pe scorpion, pentru că voi considerați că această persoană, sau poate fi o persoană din zodia fecioară sau din zodie de apă, mai blonduță, șatenă, coniac, ok, culoarea, pentru că simțiți că a fost doar o colaborare din punct de vedere financiar sau simțiți că persoana aia a făcut diferite tertipuri ca să vă despartă de persoana voastră iubită. Sau a fost pur și simplu o alegere proastă pe care ați făcut-o. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna noiembrie 2020. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna noiembrie 2020. Sunteți deciși să spuneți adevărul și să cereți iertare cuiva. V-am spus, luați situația viceversa dacă este persoana voastră de la care așteptați asta și voi sunteți cei care ați fost nedreptățiți. Recuperarea asta, pentru că aici a fost o suferință, o trădare, poate persoana pentru care ați plecat, persoana pe care ați ales-o și a fost o greșeală, v-a trădat și atunci ați trecut la 4 de săbii, la o vindecare, ok? V-ați stabilizat pe voi și acum vă îndreptați cu pași lenți către o persoană din Zodia Leu, din câte văd, ok?
Sau pur și simplu un as de cupe și soarele poate să reprezintă o persoană care va aduce foarte multă fericire și vă umple sufletul de fericire. Însă, noul ăsta a început, veți avea de luptat pentru el, pentru că nu este atât de ușor să-l obțineți. Vreți să vă împăcați cu persoana asta, dar vreți să o faceți într-un mod în care să arătați că sunteți responsabili de data asta și echilibrați. Exact. Este o persoană din Leu, Berbec, Săgetător. Vă duceți cu planuri serioase să faceți oferta asta, ok? Vă duceți cu planuri serioase în care să spuneți că vreți să depuneți efort în a salva această relație sau vă împăca cu această persoană. Pentru că cineva aici ne-a dat nimic în trecut, este clar. Cineva aici doar a luat, ok? Și doar a așteptat că sunteți voi, că este cealaltă persoană. Vreau clarificarea în continuare a cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna noiembrie 2020. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna noiembrie 2020. S-ar putea persoana cu care vă doriți să vă împăcați, care este în defensivă, ok? Pentru că ați avut comportamentul de 7 de săbi înainte. S-ar putea ca persoana aia să-și fi găsit pe altcineva și poate asta să fie și concurența și bătălia pe care trebuie să o duceți ca să obțineți persoana asta înapoi. Bun. Vreți să aduceți echilibru acolo. Vreți să arătați că v-ați schimbat, că a fost o oportunitate ratată și că la perioada aia nu ați fost. Nu știu dacă există o scuză. Poate voi o veți găsi când vă veți duce către persoana asta să vă împăcați. Ați fost pur și simplu focusați pe alte oferte, pe alte persoane care nu reprezentau nimic și nu ați văzut cupa asta importantă care venea către voi și era sufletul vostru pereche. Ok? Da, este clar aici. Voi aflați despre o a treia energie, chiar dacă voi sunteți cei care ați plecat cu altcineva și ați părăsit persoana iubită. Și asta va fi lecția voastră pe care trebuie să o învățați. Pentru că ce ați făcut persoanei iubite trebuia să primiți în schimb ca să vă dați seama că puteți pierde persoana asta cu adevărat. Ok, aici este vorba de o colaborare. Nu numai de o colaborare. Vreți să ajungeți să discutați cu persoana voastră din trecut, astfel încât să ajungeți la o înțelegere, să puteți vorbi deschis. Ceea ce nu ați făcut în trecut mulți dintre voi. Clarificarea în continuare a cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna noiembrie 2020. Clarificarea în continuare a cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna noiembrie 2020. Deci de 2 ori mi-a sărit această carte. Deci voi o să aveți o greutate mare pe suflet în această perioadă. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Pești, luna noiembrie 2020. Cu persoana din trecut. Ok? Față de persoana din trecut. Mai vreau să adaug că dacă este vorba de colaborare, poate voi ați ales să plecați cu altcineva sau ați ales să colaborați cu 2 persoane sau 3 persoane. Poate fi o femeie și 2 bărbați. Sau poate fi doar o femeie. Dar aici ceva a fost, n-a ieșit cum ați vrut voi. Pentru că a fost foarte multă așteptare, lucrurile s-au mișcat foarte lent, nu s-au obținut beneficii pe cât ați fi vrut voi. Și mai mult de atât, văd pe undeva că ar fi fost și o trădare. Lăsați în urmă o femeie, domnii, din rac pe scorpion sau, doamnele, lăsați în urmă un domn din zodie de apă. Ok? Vă duceți cu dorință de a avea o familie, pentru că ați trecut de la 2 la, de 2, de la
Doi de săbi la as de săbi, aveți în sfârșit claritate și știți în sfârșit mintea, vă este în sfârșit luminată luna noiembrie, să știți ceea ce vă doriți cu adevărat. Într-o situație în care s-a pus punct, voi vreți să reînviați această situație, să-i aduceți justiție curată acelei persoane care nu va greși cu absolut nimic. Ok? Pentru că această persoană este cu altcineva acum, voi inspectați și verificați și spionați terenul, ca să spun așa, ca să știți când să faceți planul de atac, când să vă duceți cu aceste vești, cu această propunere. Pentru că va fi un drum pentru asta. Cred că vă veți duce direct acasă la această persoană. Ok. Vreau să văd în privința cui veți avea claritate cu asul de săbi, cei din zodia pești. În privința cui? Cu cine vă doriți să fiți cu asul de săbi? În privința cui veți avea claritate? Regina de bâte. Leu, berbec, săgetător. Veți avea claritate că suferiți după această persoană, că nu puteți să trăiți fără această persoană, sau dacă ați trăit cu altcineva, nu puteți să o faceți robotic, când sentimentele voastre sunt în altă parte. Aveți claritate că persoana asta și-a găsit pe altcineva. Aveți claritate că vreți să obțineți victorie cu această persoană de împăcare. Și pe cine mai lăsați în spate aici cu trei de vâte? În afară de regina de cupe, pe cine mai lăsați voi cei din zodia pești? Pe cine mai lăsați în spate? S-ar putea să lăsați în spate și o energie de gemen, balanță, vărsător. O persoană foarte rece, în care ați avut foarte multe conflicte pe partea de afaceri sau nu neapărat. Conflicte, certuri. Să văd foarte multe afaceri. Ați făcut afaceri împreună cu persoana asta. Pe cine veți mai lăsa în urmă voi cei din zodia pești cu trei de bâte? Conflictele, le veți lăsa în urmă conflictele. Și mai mult de atât veți lăsa celelalte opțiuni pentru care tot plecați și vă lăsați persoana voastră iubită. Pe cine veți lăsa în urmă? Veți lăsa în urmă indecizia asta. Simt, nu simt, să fiu logic, să-mi arăt sentimentele. Pe cine veți lăsa în urmă? Veți lăsa în urmă chiar un rac. Cei din zodia pești. Veți lăsa în urmă încăpățânarea, egoismul, dorința de a domina, dorința ca lucrurile să iasă întotdeauna precum veți voi. Veți lăsa în urmă reținerea, faptul că vă țineați sentimentele în frâu și nu făceați nicio mișcare. Ce mai lăsați în urmă cu trei de bâte? Pe cineva din Capricorn sau pe cineva care era foarte toxic sau o relație karmică. Pe cine mai lăsați în urmă? Interesul de bani și gândirea că banii vă aduc fericirea. Chiar pot să spun o gândire foarte deviată și greșită că banii ar conta extraordinar de mult și că trebuie pus pe primul loc. O relație pentru bani. Ce veți mai lăsa în urmă cu trei de bâte? Un taur berbec? O încăpățânare? Un egoism? Un narcisism? Felul vostru de a fi trecut? Pe cine veți mai lăsa în urmă cu trei de bâte voi cei din zodia pești? Pe cine? Veți lăsa faptul că voi în permanență erați în defensivă cu a accepta cu a vă arăta sentimentele, ca să spun așa. Nu vrea niciodată să recunoaște sentimentele voastre. Lăsați garda jos. Pe cine veți mai lăsa în urmă pe cei din zodia pești cu trei de bâte? O povară cu cineva pe care îl cunoașteți din copilărie, care v-a trădat de nenumărate ori, trei de săbi. Pe cine veți? Cine este această persoană? Cine este acest trei de săbi? Cine este acest trei de săbi? Cine este acest trei de săbi?
Cine este acest 3 de săbii? Cine este 3-ul de săbii pentru cei din Zodia Pești? O mare parte din comportamentul vostru nociv, toxic, îl veți lăsa în urmă, infidelități, opțiuni și gândirea că banii aduc fericirea și că sunt cei mai importanți. Pentru că voi ați nedreptățit pe cineva din Leoberbec, săgetător aici sau indiferent ce zodie ar fi. Persoana asta, având în vedere că mi se arată cu soarele și regina de bute, Leoberbec, săgetător, dar soarele e leu. Deci o persoană pe care ați nedreptățit-o în trecut pentru parte financiară, pentru egoism, pentru narcisismul vostru, pentru că v-a fost frică să iubiți, pentru că v-a fost frică să vă arătați adevăratele sentimente. Și ați preferat să stați într-o situație de compromis cu altcineva pentru bani, ok, sau pentru a face persoana asta geloasă, sau pentru crezând că faceți persoana asta geloasă și îi arătați ce veți realiza voi, în principal pentru încăpățânare. Vreau să ridic cărțile din mână. Ok. Pentru o fecioară. Deci, voi lăsați fecioara asta în urmă, lăsați un rac pești, scorpion, dar rac fecioară. Lăsați o balanță, lăsați un comportament nociv. Lăsați pe cineva care vă controla viața, lăsați pe cineva care este mult mai tânăr decât voi, lăsați cavalerul de bute și anume comportamentul ăsta de niciodată nu știu ce vreau, de niciodată nu pot să mă așez la casa mea cu cineva, trebuie să mai explorez opțiunile, trebuie să văd ce mai e pe piață, ok? Și acum vreau să văd sfatul din partea... divinităților pentru voi cei din Zodia Pești. Clar este că vreți să vă duceți să vă împăcați cu cineva pe care iubiți. Sfat pentru cei din Zodia Pești luna noiembrie. Exact. Mergeți înainte fără teamă. Sfat. Noi începuturi și de la capăt. Vă împăcați cu persoana iubită. Acordați atenție propriilor vise. Voi deja primeați semne despre lucrurile astea. Aveți o conexiune foarte puternic spirituală cu persoana pe care o iubiți. Încă un sfat pentru cei din Zodia Pești. Iertați-vă, nu ați făcut nimic greșit. Ok? Dacă voi purtați supărare pe persoana pe care voi ați făcut-o să sufere, iertați persoana asta. Este ca și cum tot voi ați făcut ce ați făcut, dacă vă e cazul vostru, și tot voi sunteți cei care acuzați. Tocmai din mândrie, din încăpățânare, din încăpățânarea de a nu recunoaște propriile greșeli. Încă un sfat pentru cei din Zodia Pești. Detașați-vă de situație. Iertați-vă, nu ați făcut nimic greșit și detașați-vă de situație. Am impresia că are legătură cu a treia energie cu care sunteți acum. Chiar vreau să văd. Iertați-vă, probabil că persoana pentru care ați părăsit persoana voastră iubită vă șantajează emoțional și voi aveți impresia că dacă părăsiți acea situație, aveți remușcări sau vă simțiți vinovați, detașați-vă de situație că e toxică, persoana aia vă șantajează, nu este sinceră. Detașați-vă de situație pentru cei din Zodia Pești. Regina de cupe. Pam, pam. Detașați-vă de femeia asta din rac pe scorpion. Nu e sinceră. Vă șantajează emoțional. Sau de o femeie blonduță, cu părul portocaliu, blond, coniac, nuanța coniac, sau șaten, sau roșcată. Detașați-vă de situație. Este doar o opțiune. Nu aveți ce să mai manifestați acolo și nu mai vreți.
detașați-vă de situație, pentru cei din zodia Pești. E o povară. Cât să mai stați în povara asta? Iertați-vă, nu ați făcut nimic greșit. Haideți să vedem. Dacă iubiți pe cineva din zodia Leu, iertați-vă reciproc și încercați să reparați aceste lucruri. Iertați-vă, nu ați făcut nimic greșit. Exact. Pentru că aici cineva, voi în special, stați și suferiți. Și nu ați făcut niciun pas să reparați situația. Iertați-vă, nu ați făcut nimic greșit. Stați legați într-o altă situație care nu este favorabilă vouă, în loc să reparați situația cu persoana pe care o iubiți. Mergeți înainte fără teamă. Mergeți înainte fără teamă. Persoana asta pe care o urmăriți și o iubiți. Mergeți înainte fără teamă să-i oferiți scuze, să-i cereți iertare. Mergeți înainte fără teamă și lăsați cea a treia energie cu care ați fost în trecut, cu care sunteți acum, pentru care ați lăsat persoana iubită și a fost doar strict financiar, colaborare, compromis financiar, și mergeți înainte către persoana voastră iubită, ca un împărat, ca un om decis. Mergeți înainte fără teamă. Exact, acel nou început pe care voi vi-l doriți. Să vă luptați pentru el. 10 de săbi din nou. 6 de săbi. Mergeți înainte fără teamă. Faceți oferta. Mergeți înainte fără teamă. Chiar dacă asta va crea un conflict. Teama voastră este mentală, sufletească. Este o luptă între minte și suflet. Este un război interior. Acordați-vă atenție propriilor vise cu persoana asta din zodia Leu pe care o iubiți. Acordați-vă atenție propriilor vise. Acordați-vă. Acordați-vă atenție. Incredibil. Deci asta va fi o viitoare carte ceruită. Asta e un semn. O secundă. Ok, cartea care a căzut în cear este 6 de pentacule. Acordați-vă atenție propriilor vise, pentru că visele vă îndrumă să fiți responsabili, să luați decizia, să fiți cu persoana pe care o iubiți, pentru că persoana asta vă aduce fericire cu adevărat. Acordați-vă atenție propriilor vise și pentru că este nevoie să-i aduceți justiție curată acestei persoane. Noi începuturi și de la capăt. Lăsați o persoană în urmă. Noi începuturi și de la capăt. Și vreți să fiți cu o persoană din Leu Berbec Cetător, noi începuturi de la capăt, este clar. Pe care ați părăsit-o. Este o persoană foarte spirituală și intuitivă și pe care intuiția voastră vă spune să o readuceți în viața voastră. Noi începuturi de la capăt. Da, victoria în suferința asta pe care ați ținut-o în voi atâta timp. În propriile greșeli. Victoria de împăcare. Și este cam lentă la voi. Claritatea. Important este să vină claritatea. La începuturi și de la capăt. Oferta asta, pentru că știți că a fost o oportunitate foarte importantă pentru voi pe care ați ratat-o. Ați luat decizia deja, am văzut lucrul ăla. Veți lua în luna noiembrie. Să fiți cu persoana pe care o iubiți. Noi începuturi și de la capăt. Dar persoana asta este în defensivă. Se apără, e normal, pentru că a fost o persoană foarte rănită.
persoana către care vă duceți. Persoana către care vă duceți. Noi începuturi. Persoana voastră din trecut. Ok? Ne-a căzut și la baza etalării regina de bâte cu 4 de bâte. Vă doriți să vă remutați împreună cu această persoană, să faceți un drum către această persoană, către casa acestei persoane. Bun, dar veți avea de furcă pentru că persoana asta nu o să se împace atât de ușor cu voi. Pentru că au fost niște greșeli destul de mari. Bun. Atât am avut și pentru voi cei din Zodia Pești pentru luna noiembrie 2020. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc, vă pup și vă aștept la un nou video.